Polițiștii din Dolj sunt în alertă. Îl caută pe un deținut evadat de la ferma penitenciarului din Craiova. Bărbatul închis pentru furt calificat păzea animalele, dar pe el se pare că nu-l păzea nimeni. Polițiștii au făcut filtre pe mai multe drumuri, dar nu au reușit să-l găsească deocamdată pe evadat. Polițiștii din Dolj au avut o noapte albă, au tras pe dreapta sute de mașini, dar în niciuna dintre ele nu l-au găsit pe deținutul evadat. Aveți grijă la ocazie, sănătate, numai bine. Șoferii opriți la filtre au fost sfătuiți să nu oprească să ia persoane necunoscute în mașină. Între timp, polițiști din forțele speciale și jandarmii patrulau pe jos pe străzi în căutarea tânărului evadat. Bărbatul a fost condamnat la 4 ani și jumătate pentru furt calificat, dar a executat doar 2. Ieri după amiază, în timp ce păzea animalele de la ferma penitenciarului, a profitat de neatenția gardienilor și a fugit. Acum e căutat de polițiștii din tot județul. Când a evadat, tânărul purta un training de culoare albastră. Deținutul are 1,80 m, păr șaten și ochi căprui. Dacă va fi prins, acesta va primi un spor de pedeapsă pe lângă cei 2 ani pe care îi mai are de ispășit.